În această dimineață, o femeie în vârstă de 72 de ani a fost salvată de pompierii romașcani, aceștia găsind-o căzută în baie, dar conștientă. Salvatorii au pătruns în interiorul apartamentului situat la primul etaj dintr-un bloc de locuințe situat pe strada Tudor Vladimirescu, cu ajutorul scării culisabile prin balcon. Nu a mai fost căzut așa, da? E singur, e foarte închis, nu vorbește cu multe lume, nu spune de familie, nu spune nimic. Nu știm dacă are pe cineva sau nu are. Am fost solicitat să intervenim prin sistemul unic de urgență 112 pe strada Tudor Vladimirescu la un bloc unde o persoană nu răspunde la o ușă de circa 3 zile. Am deblocat ușa, persoana am găsit-o conștientă căzută în baie. Băieții de la SMURD îi acordă primul ajutor. Când ești singură trebuie să ai legătură permanent cu cineva, cu prieteni, cu colegi, cu Facebook. Ideal ar fi ca persoanele singuratice să țină legătura măcar cu un vecin sau chiar cu o rudă îndepărtată, în așa fel încât, în cazuri extreme, să aibă cine să anunțe autoritățile competente despre eventualele situații de urgență în care acestea se pot afla. În acest caz, paramedicii i-au acordat primul ajutor calificat persoanei, după care au transportat-o la centrul de primiri urgențe din Roman.